procesul electoral din Elveștiin, din convocare cu suplimentările făcute, sunt observați la proiectul de legi. Dacă nu suntem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci, înainte de a intra în ordinea de zi, dacă se pot observați la procesele verbale ale ședințelor. Procesul verbal de ședința ordinară 24-18-2021 și procesul verbal din ședința extraordinară 02-12-2021. Să-l votezi în bala, nu? Am zis dacă sunt observați. Dacă nu sunt observați, tot pot să trece la vot. Cine este pentru procesul verbal din ședința ordinară 24-18-2021? Împotrivă? Se abține cineva? Și cine este pentru la ședința extraordinară din 02-12-2021? Împotrivă? Se abține cineva? Suntem în ordinea de zi. Acum, un punct este proiectul de hotărâre privind alegerea președinților de ședință pentru anul 2022. Inițiatorul vine Victor Laurențiu cu noi. Având în vedere prevederile legale în materie și pentru o mai bună organizare a ședințelor Consiliului Local ce se poate desfășura în anul 2022, se propune ca următorii consilieri în funcție, în ordine alfabetică, să fie președinți de ședință pentru o lună calendaristică, motiv pentru care se propune adoptarea unei hotărâri în acest sens pentru lunile ianuarie-decembrie 2022. Aceștia vor îndeplini atribuțiile prevăzute de, exemplu, regulament, prevăzute regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Onești. Față de cele menționate, urmează să deliberați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată cu menținerea că există un amendament. Raportul de specialitate a fost prezentat avizul Comisiei numărul 4. Comisia 4 la proiectul. Aviz favorabil. Aici există un amendament în sensul de schimbare pentru luna de iulie, în sensul că domnul sergent o să fie președinte luna iulie, iar domnul Roșca în luna august. Având în vedere că este vot secret, eu v-aș propune, dacă considerați că nu sunt prea multe discuții și nu văd de ce ar putea fi, în astfel de cazuri unde proiecte care nu comportă foarte multe discuții, ca să nu pierdă timpul, să se voteze atât amendamentul cât și proiectul de hotărâre cu două buletine de vot. Ca să meargă mai repede. Dacă sunteți de acord? Da. Iar din punct de vedere juridic, în măsura în care amendamentul nu îndeplinește condițiile sau, mă rog, tehnic, atunci va rămâne proiectul în formă inițială și urmează să-l amendăm pe parcurs. Sunt două buletine, aveți două buletine pentru amendament, o rând pentru Да.
Nu
În conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului. Concesionarea terenurilor reprezintă un dublu interes, atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a terenurilor, a spăsării diferent, reflectată publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, se pune în cazul și aprobare proiectul de hotărâre următoare. La proiectul de specialitate a fost prezentat, avizează comisia numărul 1. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, o pot să trecem la vot. Nu este pentru. Împotrivă. Se abține cineva. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării cu acordul părților a contractului de concesiune numărul 687 din 12.06.2020. Încheiat între municipiul Onet și secar Ovidiu Vasile. Inițiator Nichino Victor Laudet. Prin adresa înaintată secarul Ovidiu Vasile solicită încetarea contractului de concesiune numărul 687 pe 2020 și are ca obiect teren în suprafață de 31,46 metri pătrați situat în strada Muncii numărul 17 municipiul Onești, motivat de faptul că nu a mai putut realiza investiția pe terenul concesionat și nici nu mai dorește să o realizeze. Ținând cont de prevederile contractului de concesiune, vă supuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează comisia numărul 1. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia numărul 4. Avis favorabil. Discuții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? S-a ținut cineva? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea, modificări și completări hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 30 mai 2006 privind trecerea Cervul Giurgiu a centralelor termice de cartier și a rețelelor aferente de termoficare în domeniul public al municipiului Ionești. Inițiator Nichina Victor Laurențiu. Hotărârea Consiliului Local numărul 32 din 30 mai 2006 s-a aprobat trecerea Cervul Giurgiu a centralelor termice de cartier și a rețelelor aferente de termoficare în domeniul public al municipiului Ionești. Reprința civilă numărul 167 pentru 2018 s-a dispus închiderea procedurii din secvenție de lucrare SCT și dispunerea radierii de lucrare de registrul comerțului. Totodată facem precizarea că în conformitate cu actul constitutiv al SCT Masărărea, asociația cu lume că este municipiul Ionești în Consiliul Local, Onești. În caz de dizolvare a societății comerciale, transferul porților sociale operează automat în favoarea succesorilor de drept. Astfel, prin prezent proiect de hotărâre, se propune încetarea dreptului de administrare a SCTN SRL, asupra domnului menționat în această hotărâre, precum și eliminarea simptomului și rămânul în administrare a SCTN SRL în cadrul articolului 3 al hotărârii din acest menționat. Având în vedere cele detaliate, vă rugăm vă spunem spre aprobare, spre dezbatere și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Spuneți, domnule. Legat de termenul, aș dori să atrag atenția executivului că sunt destule centrale de cartier în oraș care au geamul în spate și intră și iese animale din interior, ce sunt acolo 10, dacă mergeți să se vedeți că nu mai are atât de geamul în interior. Cred că niște USB-uri le-a protejat destul de bine, cum s-a mai întâmplat și în alte centrale și pentru a le proteja mai bine. Legat de acest subiect, dacă există cumva un audit, ca să știm și noi care este starea acestor centrale, când a fost preluat de... Nu are legătură directă, da, înțeles, are legătură indirectă cu acest proiect și totuși a trebuit să le conservăm cât mai bine. Dar după cum știți, în cursul acestui an, ați aprobat și dumneavoastră efectuarea unei expertize tehnice asupra centralilor. S-au putut discuții cu mai multe firme, București, Iași. La momentul de față suntem la elaborarea proiectului de sarcini pentru a licita efectuarea acestei expertize a stadiului centralilor și totodată unul din obiectivele principale este recomandarea specialiștilor ce să facem mai departe cu aceste centrale. Deci, la momentul ăsta, suntem în faza de elaborare a proiectului de stație pentru a scoate la licitație efectuarea unui astfel de audit de expertiză. Dar până atunci, rugămintea, dacă am putea să le protejăm bine, sezonul rece, va fi frig, umiditate și atunci puterajele ca să interior vor fi sigur afectate de aceste condiții de Expertul ne va spune exact ce se poate face cu acele pile, putem valorifica pe piese, le putem utiliza, trebuie să le investim, să mai investim în ele, că nici noi nu știm la momentul ăsta în ce stadiu tehnic se află. Știm că sunt spate geamă, ceea ce putem vede, dar nu știm dacă o poză, o bombă, un cazan, un element de acolo funcționează sau nu funcționează. Sau mai este, da, dacă mai este. Eu nu sunt specialist, dar ele cu siguranță sunt învechite mora. Tehnologia de acum 20 de ani nu cred că mai este de actualitate, dar asta ne va spune, cum spunea domnul secretar, ne vor spune specialiștii. De asta facem acest audit. De atât la punct, avem în vedere.
Dacă nu mai sunt discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 236 din 19-11-2020, privind componența membrilor comisiilor sociale de analiza cererilor solicitărilor pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor ANL, locuințelor sociale, locuințelor de servicii, locuințelor de fonduri locate de stat, la cadă de locuri din imobilul salariat de strada libertății numărul 1 din municipiul Ionești. Inițiatorul din Ghiul de Sfântul. Este necesară desemnarea unui membru din cadrul aparatului de specialitate al primarului în cadrul Comisiei Sociale de Analiză a Cererilor Solicitanților pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor ANR, locuințelor sociale, locuințelor de serviciu, locuințelor din fonduri locative de stat și a camerelor de locuit din imobile situate în Libertății 1, ca urmare a vacantării unui loc în comisia mai sus menționată. Având în vedere cele menționate, propunem de aprobare desemnarea doamnei Munteanu Cristina Liliana, consilier în cadrul Pericului Fond Locativ, contracte și control la Asociația de Proprietari, contracte de mânge al Comisiei mai sus menționate. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentată. Avizează Comisia numărul 1. Comisia 1 a desfavorată. Comisia numărul 3. Da. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, este vot pe buletin de vot. Nu mai ai pe
În sensul că se modifică noțiunea de valoare de înlocuire cu valoarea de investiție a construcției. Ar se impune aprobarea procedurii de calcul a chiriei aplicabile pentru anul 2022 pentru locuințele realizate de Agenția Națională pentru Locuințele din Municipiul Hrănești conform documentelor înaintate. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Observații? Discuții? Dacă nu se trece la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de calcul a chiriei pentru locuințele sociale, locuințele de fondul locativ de stat și locuințele de serviciu aflate în domeniul public-privat al municipiului Onești și administrarea Consiliului Local Onești, inițiator Nedim Victor Lăunță. Calculul chiriei pentru locuințele sociale, locuințele din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu aflate în domeniul public sau privat al municipiului Onești se calculează pe mensurile de tarif de bază lunar. Chiriile pentru acest tip de locuințe se diferențiază pe categorii de localități și pe zone de către consiliile locale conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitului taxelor locale pentru terenuri prin aplicarea unui coeficient la chiria de bază. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu se votăm, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea alocației zilnice de hrană, contribuției lunare de întreținere pe funcția costului mediul lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa din strada George Călinescu numărul 6 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului Onești, începând cu 01 decembrie 2021 până la data finalizării anului școlar 2021-2022, sau până la finalizarea procedurii de acordare a rondare a creștii la unitatea de învățământ preșcolar. Inițiatorul Nedim Victor Lăunță Primar. Potrivit prevederilor legale, părinții, reprezentanții legale ai copiilor au obligația să plătească o contribuție lunară de întreținere pentru fiecare copil înscris la creșă și care beneficiază de serviciile acesteia. Contribuția lunară de întreținere nu poate depăși 20% din costul mediu lunar de întreținere în creșă, care se calculează în funcție de cheltuielile de întreținere, hrană și gospodărire,
obiecte de inventar, echipament și cazarmament, materiale igienice, sanitare și alte asemenea. Față de cele expuse, propunem prin aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, se trece la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor, angajament de modificare a amplasamentelor punctelor de măsurare a energiei electrice pentru obiective, lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale liceului Petru Ponic din municipiul Ondeș și obiectivul construcție cod nou bloc operator AT, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Ondeș, inițiator Negrinicel la Ondeșul Primar. Având în vedere necesitatea realizării proiectelor de plan de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale liceului tehnologic Petru Ponic, și construire port nou bloc operator și alte Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh, executivul are certificatele de urbanism numărul 145/2021 și respectiv 95/2019. Prin certificatele de urbanism menționate au fost solicitate obținerea avizurilor de amplasare favorabil de la operatorul de rețea energie electrică. Urmarea cererii noastre, operatorul de rețea a transmis un contract de angajament care reprezintă un aviz favorabil condiționat prin care beneficiarul se angajează să respecte termenele și condițiile stabilite de operatorul de rețea prin delimitarea zonelor de protecție și siguranță aferente capacităților energetice necesare obiectivelor, să elaboreze studii și să asigure contravaloarea lucrărilor necesare pentru amplasarea punctelor de măsurare a energiei electrice la limita de proprietate. În consecință, se solicită aprobarea semnării acestor contracte angajament și vor fi un angajament de modificare a amplasamentului punctelor de măsurare a energiei electrice pentru fiecare obiectiv, astfel încât să fie situat la limita de proprietate cu suportarea cheltuielor de bugetul local sau de alte surse deja constituite. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, autorizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, să votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aplicarea indicatorilor de zonare fiscală a modului de valoare acestora și încadrarea în categoriile de impozitare în municipiul Onești. Inițiator Neghină Victor Valdențiu, primar. Avem și un moment. Pentru asigurarea sursei de venit principale a bugetului local și colectarea corectă a impozitelor și taxelor care constituie venitul ale municipiului Onești, implicit pentru asigurarea cheltuielilor publice care contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor oneșteni, este necesară adoptarea unei hotărâri prin care să fie aprobați indicatorii de zonare fiscală, modul de evaluare a acestora și încadrarea în categoriile de impozitare, care se stea la baza stabilirii impozitelor și taxelor locale și altor taxe speciale ce se vor stabili ulterior. De asemenea, ținem cont de realizarea de investiții în vederea modernizării sistemului rutier, prin asfaltarea străzilor și modernizarea parcărilor, extinderea sistemului de canalizare și de apă potabilă, realizarea de raporturi și branșamente la utilități, vechea reglementare locală în ceea ce privește zonarea terenului, nume corespunde. Aceasta nu e de actualitate. Pentru aceste motive, considerăm că este necesară adoptarea unui noi hotărâri prin care să fie aprobați indicatorii de zonare fiscală, modul de evaluare a acestora și încadrarea în categoriile de impozitare din municipiul Onești. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Avem și un amendament aici. Vă susțineți dumneavoastră? Doamna? Da, sunt vorbă. Se completează dispozițiile articolului 2 din hotărâre
cu alineatul 2, urmând cu articolul 2, la moment, pe care îl avem la acest moment, să fie 2 alineatul 1, alineatul 2 urmând avea următorul conținut. Prin derogare de la aplicarea indicatorilor de zonare fiscală, străzile Angel Salinia, Vântului, Conșurcului, Fântânele Industriilor Vișoarei și Uzine vor fi considerate ca aparținând zonei fiscale de. Discuții pe marginea amendamentului. Discuții pe marginea amendamentului. Aici, dacă nu... O să-mi doresc eu, dar vă las pe dumneavoastră prima dată, că nu e niciun fel de problemă. Vreau să trebuiască să-mi convin și eu, cred că... Spune-și mă, secretar, da, din punctul meu de vedere, cred că amendamentul nu prea se încadrează pe prevederile legale. De asta vreau să vă consult cu doamna... Eu am discutat cu dumneavoastră înainte de ședință, discutat această problemă, am pus această problemă cât se poate de... Din punctul meu de vedere, raportat la dispozițiile codului fiscal, Consiliul Local are posibilitatea să stabilească derogări. Nu se face referire special la zonare, dar derogările, nefiind stabilite pe chestiuni distincte, clar că putem și la zonare să stabilim... Și aici clar că venim în sprijinul raportului de specialitate, domnul secretar, pentru că raportul de specialitate ne face referire în finalul acestuia, de fapt și în cuprinsul acestuia, la nevoile de dezvoltare a platformei industriale. Deci clar că dacă mergeam pe varianta aleasă inițial, cu toate străzile din zona platformei industriale situate în zona C, cu siguranță nu mai vedeam oportunitatea acestui raport de specialitate, adică raportul de specialitate era făcut doar ca să fie făcut. În condițiile în care această zonă industrială trece în zona D, clar că vine în continuarea și în susținerea raportului de specialitate. Deci, din punctul meu de vedere, eu n-am găsit dispoziții din codul fiscal care să mă limiteze, din punct de vedere legal, în a face un astfel de amendament. Acum, dacă dumneavoastră îmi dați un text din codul fiscal care să-mi spună că nu are voie Consiliul Local să aprobe astfel de derogări, noi ne supunem. Dar eu nu l-am găsit, să știți, și am citit și normele metodologice, am citit și din codul fiscal, nu sunt cu competențe în acest domeniu, dar m-am chinuit să le găsesc și n-am găsit. Da, de acord cu dumneavoastră și eu am căutat și nu există o limitare a... codului fiscal cu privire la zonele fiscale, dar în scopul pe care l-am avut și după discuția care am avut-o cu dumneavoastră de ședință, m-am uitat puțin pe prevederile codului administrativ și ale normelor metodologice, respectiv hotărârea numărul 1 din 2016. Și dați-mi voie să vă citesc articolul 453 litera I. Zone din cadrul localități, zone stabilite de Consiliul Local în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețele de identitare, precum și de alte elemente specifice fiecare unități administrative teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrul agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar limitat sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. Așadar, acest proiect a avut la bază o notă de fundamentare, un studiu de impact a unei comisii numite prin dispoziția primarului, în care a stabilit toate aceste aspecte. La momentul ăsta, prin amendamentul dumneavoastră, veniți și solicitați o derogare de la aceste aspecte pe care codul fiscal le impune. Dar nu-mi interzice codul fiscal sub nicio formă acest lucru. Și atâta timp cât nu-mi interzice, îmi permite. Și iarăși avem discuția asta, știți, că pe chestiunile... Da, nu, bine, nu intrăm într-o polemică de drept aici, nu, dar din punctul meu de vedere, eu nu voi putea aviza acest, de legalitate, acest amendament, în condiții în care există un studiu de impact și o documentație făcută de către specialiști cu privire la
zonarea, indicatorilor privind dezonarea. Da, dar mai există, domnul secretar, că trebuie să ne gândim și la oportunitatea proiectelor. Mai există și un alt aspect. Acum, probabil că înțelegem că acest amendament nu va trece. Cu toate că mi-ar fi plăcut să avem și susținerea executivului, pentru că știu că domnul primar, acum 8-9 ani de zile, când și-a început mandatul din 2012, primul lucru pe care l-a făcut a fost legat de scoaterea din categoria C a zonei industriale și trecerea... Era din categoria A, greșiți. A? Era în A. În fine, da, e mai mare. Și trecerea acesteia în categoria D, adică o stimulare a dezvoltării activității în zona industrială, ceea ce mi se pare, cum să zic, benefic atât orașului nostru, cât și dezvoltării afacerilor în zona respectivă. Adică în condițiile în care te gândești ca în zona industrială să faci un hub industrial, tu nu poți să te raportezi la indicii pe care ți-a stabilit comisia conform codului fiscal. Pentru că este aberant să mă gândesc și să mă, cum să zic, să mă cramponez în dispozițiile textului de lege pe care dumneavoastră mi l-ați citit și să fiu efectiv restricționat de acest text în condițiile în care eu, ca OAT, vreau ca într-o anumită zonă a municipiului să acord niște facilități. Adică eu le trec... Sunt lucruri total distincte, mă scuzați că vă întreb. Facilitățile au un temei legal cu totul altul. Nu, stați un piculeț. Și aici ați stabilit niște zone. Cum pot să se explicăm sau cum pot să fac o derogare de la lege în care îmi dă clar, legea îmi dă clar și îmi spune clar cum pot stabili aceste zone, atunci da, se putea face. Tocmai în normele metodologice și se spune că identificarea zonelor se poate face cu literele A, B, C, D sau până la urmă poate să rămână A, B, C sau A, B sau A. Deci sunt niște criterii luate în funcție de, și aveți un proiect în funcție de distanța față de zonă, s-a creat un punctaj. Un punctaj pe fiecare stradă, în funcție de rețea de apă potabilă, de canalizare și așa mai departe. Îmi permite să intervin și eu? În primul rând, amendamentul poate să treacă și fără... Da, nu. Avizul de legalitate. Avizul de legalitate, da. Nu e niciun fel de problemă. Consilierii sunt, au posibilitatea asta să treacă acest amendament. În altă ordine de idei, ne referim acum la agenții economici din zona industrială. Ei au avut o altă mare dorință, un climat economic stabil. Nici pe termen lung, ceea ce se întâmplă prin acest proiect, neschimbarea zonei de impozitare timp de 10 ani, mai mult la un proiectul 12, un grup de consilieri vine și cu plafonarea cotelor de impozitare de asemenea pe 10 ani. Deci timp de 10 ani va exista un climat economic favorabil. Acum toată lumea își dorește reducerea de taxe, dar în aceeași măsură toată lumea își dorește un confort. Dacă asigurăm un climat economic stabil, haideți să asigurăm un climat stabil și pentru primărie. Ar ne face... Înțelegem mediul de afaceri, e normal să-și poată face planuri pe 10 ani, e normal prin aceste planuri și aceste obiective care și le stabilesc să le realizeze, să creeze, automat vor crea și locuri de muncă, dar trebuie să asigurăm și confort locuitorilor acestui oraș. Iar asta o facem cu siguranță din taxe. Să nu uităm că pentru zona industrială, anul viitor, se va implementa un proiect cu sprijinul major al Consiliului Județean, se va reabilita drumul industriilor, un proiect de 200 de miliarde, aproximativ 4 milioane de euro, la care primăria va veni cu 10%, undeva 20 de miliarde de la bugetul local, noi reducem, venim acum să reducem taxele, dar anul viitor trebuie să oferim. Venim să oferim ceva. Și în continuare vom face tot ce e posibil pentru a susține mediul de afaceri, cu siguranță. Cred că lungim vorba mai bine între ce la vot pe... Știți ce se întâmplă? Eu nu sunt și sunt convinsă că dumneavoastră înțelegeți, pentru că antreprenor la bază fiind, aveți capacitatea de a pricepe și de a vedea lucrurile și pe termen lung. Și tocmai de asta am și permis să abordez situația de o asemenea manieră. Nu putem vorbi de stabilitate, domnul primar, în condițiile în care... Dumneavoastră nu faceți parte din... Adică
Aveți o meserie liberală, dar una este să chiar să fie implicat în acest proces economic. Da, în fine, și la nivelul unei persoane fizice autorizate, putem să spunem că tot un mediu de business este. La nivel mai mic, cu alte... la un alt nivel. Dacă ne gândim că dumneavoastră spuneți că asigurați o stabilitate prin nemodificarea zonei pe o perioadă de 10 ani de zile, zic că veniți în contradicție cu dispozițiile alineatului 4 ale punctului 9 din titlul 9 din hotărârea de guvern 1 pe 2016, care vin și spun în felul următor. Pentru asigurarea unei stabilități, deci la stabilitate ne referim, în ceea ce privește delimitarea zonelor, se recomandă ca aceasta să aibă caracter multianual. Da? Mai mult decât atât. Minim un an se vorbește. Numai minim un an. Nu se spune că... Deci, asta este dispoziția codului fiscal și la ce s-a gândit legiuitorul? S-a gândit la următorul lucru. Spre exemplu, anul viitor avem, într-adevăr, reabilitarea străzii industriilor. Eu, la momentul de față, să presupunem că am zona industrială în zona D. Ei, eu, dacă anul viitor reabilitez zona industriilor, mi-am dat posibilitatea legiuitorul să mă duc și să modific categoria de zonare, de zonă, și să o pun în ce, pentru că am obținut un punct din infrastructură, că am făcut strada respectivă. Lucru care se poate întâmpla la nivelul întregului oraș. De asemenea, nu putem vorbi de stabilitate făcând referire la amendamentul pe care îl vom avea la proiectul cu impozitele și taxele locale, pentru că la persoanele juridice, domnul primar, suntem la maximul prevăzut de codul fiscal. Deci, atâta timp cât sunt la maximul prevăzut de codul fiscal, eu nu pot vorbi de stabilitate. Acum nu se vorbește doar de impozit, ci și de introducerea altor impozite. Haideți să ajungem acolo. Da, da, cum să zic, se leagă proiectul cu zonarea de proiectul cu taxele și impozitele locale, sunt două proiecte care merg împreună. Deci, scopul nostru nu a fost acela de a crea disensiune în Consiliul Local sau de a vorbi doar ca să ne facem auziți, ci doar acela de a înțelege anumite rațiuni care cred că sunt, cum să zic, pe care ar trebui să le avem în vedere, pentru că știm ce înseamnă dezvoltarea mediului de afaceri. Știm de unde vin banii mulți la bugetul local. Nu vin din taxe și impozite locale, ci vin din impozitul pe venit. Adică intenția noastră ar trebui aceea, să fie aceea de a dezvolta, de a încuraja dezvoltarea mediului de afaceri și să facem acest lucru într-o manieră asiduă. Exact asta cred că o facem acum prin aceste două proiecte. Dacă îmi permiteți, dezavid ce a spus dumneavoastră, pare rău, dar nu știu, interpretez cu totul altfel. Punctul 9, aliniatul 4, tocmai pe acest articol este motivat stabilitatea pe cei 10 ani de zile. Pentru că dacă vă uitați în proiectul de hotărâre la modul de evaluare indicatorului pe zona urbană, colegii mei care au făcut acel puntaj au avut în vedere și s-a dat un punct la terenurile cuprinse în zone de modernizare, reabilitare și dezvoltare pe următorii 10 ani. Adică perspectiva pe care o avem. Eu am înțeles foarte bine lucrurile acestea. În punct de vedere al oportunității dumneavoastră în Consiliul Local, hotărâți. În punct de vedere al legalității, eu am o reținere cu privire la stabilirea și trecerea din zona C în zona D. Da, s-a mai întâmplat asta la nivelul anului 2012-2013, când eram între prevederile vechiului cod fiscal care dădea posibilitatea Consiliului Local să spun cu ghilimele de doar să jongleze cu trecerea dintr-o zonă în alta și nu era chiar acum. Foarte. Deci dacă citim și acum codul administrativ, cum să zic, și nu-l vedem obtuz, și codul administrativ, la momentul de față, ne dă posibilitatea să jonglăm. Mai e o discuție. Acum trecem pragmatic la discuții. Anul viitor veniturile cu siguranță vor fi de cel puțin cu 7 milioane mai mici din utilități. Probabil vor fi anumite diminuări care le-am luat în calcul în discuțiile cu colegii de la Direcția Economică și pe încasări mai mici.
Noi ne-am asigurat că nu vom avea probleme. Ceea ce cereți dumneavoastră implică o diminuare de 3 milioane la bugetul local. Aveți vreo viziune din ce tăiem acești 3 milioane? Aș vrea să vă dau, dar chiar am data asta. Ok, că bun. Haideți să vedem unde vedeți dumneavoastră că putem tăia 3 milioane. Acum două ședințe de Consiliu Local am alocat 3 milioane pentru bursele elevilor. Și ați spus că vedeți de unde faceți rost de ei, că sunt, avem acești bani și o să-i dăm. Și ați mers pe ideea că cu siguranță guvernul nu o să dea acești bani copiilor și o să fim nevoiți să-i luăm din bugetul local, da? Bun, și acum ce ar trebui să... Dacă intrăm într-o polemică de felul ăsta, ce aș putea să fac acum? Să mulțumesc Partidul Social Democrat că a intrat la guvernare și s-au găsit soluții? Auziți, important este că acești copii până la cum? Mulțumim, domnul Cipoieșu. Haideți să trecem la faptul. Domnul Bujor. Primele patru nu funcționează. Scabrul l-a reparat domnul Sporu. Nu funcționează. Dragi, sunteți toți colegii consilieri, în special doamna Pascu, Elena Popolae, dar mai drag îmi este adevărul și ce vreau să spun, având în vedere totuși că anul care vine va avea loc acea modernizare și investiție majoră cu finanțare la Consiliul Județean, la Consiliul Local, asfaltarea străzii industriilor, ce are rost să ne cramponăm pentru un an să facem așa și la anul să modificăm că s-a modernizat, că nu știu ce, din motivul ăsta și din alte motive, vă anunțăm că consilierii locale ale partidului PMP vor vota împotrivă. Mulțumesc. Eu aș vrea am două întrebări. În primul rând, chestia asta pe 10 ani este așa, teoretică, da? Pentru că orice hotărâre a Consiliului Local poate fi schimbată pentru altă hotărâre de Consiliul Local, oricând. Bun. A doua întrebare este, amendamentul are aviz de legalitate? Dumneavoastră, da? Tocmai am zis că nu doi aviz de legalitate acest amendament. Ok, mulțumesc. Cred că putem trece la vot pe amendament. Mai dorește cineva să termină? Eu singur mai aveam de concluzionat, chiar dacă depășesc puțin minutele atribuțiilor mele, dar expertiza, experiența mea de-a lungul anilor mă face să cred că dumneavoastră vă gândiți și foarte bine să vă gândiți la investitori și la oportunități și la facilități. Dar, din punctul meu de vedere, și-o spun asta din experiența pe care o am, un investitor care nu reușește să-și plătească impozitele și taxele așa cum sunt ele, nu cred că este un investitor major pentru mulți plănești și cred că poate aduce plus valoare sau poate aduce. Un investitor care se cramponează sau se limitează la impozitele și taxele, din punctul meu de vedere, este cum ar fi întâmplat. V-aș invita să vizitați Varșovia și să vedeți ce s-a întâmplat cu Varșovia și cum s-a dezvoltat Varșovia în ultimii 10 ani de zile și să comparăm cu Bucureștiul. Dar nu, care aici nu cred că faptul că Varșovia... Nu, e vorba de un climat favorabil din punct de vedere fiscal. Dorința oamenilor de afaceri din zona industrială este să nu se mai trezească în zona de impozitare. Da. Asta e principal la lor dorință. Eu am înțeles că solicitarea lor inițială a fost aceea de a fi trecuți în zona D. Nu știu dacă am fost informată greșit sau... După aia au întins. Nu. Solicitarea lor inițială a fost să nu mai să fie o stabilitate. După care, când au venit cu cererea, au întins un pic ața, dar... Eu vă spun ce s-a discutat la... Ce discuții au existat inițial? Nu-i naivă la care încercă, la care dă? Da, oamenii au încercat, nu-i niciun fel de problemă. Dar, din punctul meu de vedere, asigurarea unei stabilități pe impozite locale îi avantajează și ne asigură o viziune pentru viitor. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, propun să votăm amendamentul propus de către consilierii pe ele. Cine nu mai știm. Cine e pentru? Noi. Mai sunt. Corect. Împotrivă? Se abține cineva? Amendamentul aplicat.
Abținerea o facem doar pentru că nu există avizul de legalitate. Na, fine, se putea vota pentru și cu aviz de legalitate, și fără aviz de legalitate. Dar oricum nu puteam face majoritate, așa că tot aia era soarta proiectului. Avizul de legalitate este doar un punct de vedere. Dacă vreți să țineți seama de el bine, dacă nu puteți vota. În țară sunt foarte multe consilii locale care nu țin seama de avizul de legalitate al secretarului. Răspunderea este al dumneavoastră. Bănuiesc că nu mai sunt discuții pe marginea proiectului, propun să vă poftiți, domnul Zahar. Da, am studiat tabelul cu zonarea pe toate străzile Omișului. Am văzut câteva inadvertențe. De exemplu, legat de distanța față de centru. Strada Impuza, 0 puncte. Strada Dobrogeanu Ghera, care e puțin mai în spate, 1 punct. La fel, pe același criteriu, distanța față de centru, zona centrală, Buciumului, 0, Victor Brameș, 1. Am ambiț. Emilia Grea, 1 punct. Strada George Călinescu, care e mai spre centru, 0. Legat de stația, mai puțin. Legat de accesul transport public local. Între strada Jupiter și Libertății, Libertății are un punct, Libertății 0 puncte, strada Jupiter un punct. Ceea ce duce strada Jupiter în zona de. Și pe jupizionezi. Dacă este tangențial cu Libertății, da, atunci trebuie să punești pe Libertății tot un punct. Aceste puncte, chiar dacă, de exemplu, la Libertății pune un punct, nu influențează foarte mult. Dar am găsit câteva inadvertențe în acest tabel, dar la Jupiter, dacă scoate un punct, intră în zona aceea. Cum era la mine. Dacă mai îmi permiteți, încă unul, să spunem 11 legat de zona comercială. S-a pus un punct pe strada Calea Spitalului și Casa de Apă, zona comercială. Nu am văzut așa ceva. Da, eu pot să vă spun de administrație pe care le-am avut cu colegii mei care au lucrat, sunt aici și vă pot răspunde eventual punctual sau vă pot completa. Să încep cu... Centrele comerciale s-au avut în vedere accesul la centrele comerciale și nici de cum pot acele străzi există. Toate au acces la zonă comercială. Da, dar mai departe, mai aproape, mai... Atunci ori punem peste tot un punct. Și cine stabilește? Că aici intervine un element de subiectivism. Ori punem peste tot un punct, ori punem... Păi ori evaluăm orașul, ori strada. Da. Deci noi evaluăm străzile aici. Și atunci vedem exact ce are strada respectivă. Ce spun colegii mei, au avut în vedere, spun că aceeași problemă am pus-o eu și am pus-o subiectiv prin stâmpă Calea Scurtarului, că nu avem centru comercial, dar nu asta e o problemă. S-a pus în balanță accesul la centre comerciale sau puncte de alimentare cu produse și au pus în balanță străzile Slobozia undeva sus, mai pe deal, Borzeștiu, care nu au acces, anumite străzi care au un acces foarte greoi. Și atunci, zic și eu că aș fost nepotrivit și dau un exemplu doar în ceea ce mă privește. Calea Scutarului, care sunt 700 de metri până la un punct de alimentare, să-ți iei o pâine, să-ți iei o apă, să-ți iei ce ai nevoie. Și eu știu zona de o stradă de pe la Borzești, de acolo de Rus, unde ai câțiva kilometri ca să ajungi. Să fie în aceeași zonă. Deci un acces facil sau mai puțin facil. Da, aparent sau, mă rog, probabil aveți dreptate, unele din acestea pot fi subiectiv creată. Dar colegii mei și-au asumat lucrul ăsta, au trecut, au cântărit și tocmai de aceea v-am dat și tabelul în forma pe care ne-au înaintat-o și am și făcut-o ca și anexă la proiectul de hotărâre, care dumneavoastră să vedeți, să analizați, să propuneți și dumneavoastră să stabiliți. Sunt câteva care le-am văzut și care sunt vizibile, potrivite. Da, cât privește transportul, cât privește zonele centrale și cu... Știu că s-a mers pe... că și aici a fost o discuție, cât 500 de metri, 1000 de metri și până la urmă s-a mers, într-adevăr, pe zona UTR 1 din planul urbanistic general. Așa cum este el, din 1999 sau 2000.
și să aveți pe conturul acelei zone. S-ar putea conturul acelei zone să opolească ceea ce spuneți dumneavoastră. Și nu opolește, deci ăsta la mulțime la toate din cea lui cu sara de tărbat. Da, nu știu dacă e cuvântul de urbanism aici. Față de Ecuza. Nu e așa. Te duci până jos pe Bucimului, e relativ, așa cum e și pe Republici, pe dintr-un capăt în celălalt. Deci am de stradă, indiferent de punct, când ai stânga mâna în dreapta. Și aici da, sunt și sunt colegii care au făcut acest puntaj. Poate ne pot... Vă rog, domnule. Deci, ținând cont de exact cum e compost mâna de fundamentare, mă scuzați un pic, e liberez așa, unde puntajul a fost obținut ori 0, ori 1, în funcție de ce avea acolo, în zona. Am ținut cont de canalizare, de zona comercială, rezidențială, deci de toate. Iar Bulciumului are, într-adevăr, deci nu mi se pare mai aproape. Deci depinde pe unde mergi. Dacă e pe punte pe aici, ajungi mai repede. Adică mai aproape Victor Babeș, de exemplu, decât Victor Babeș pe Republicii, când ajungi. Dar și ei au acolo zona comercială, au Kaufland, deci am ținut cont și de toate date. Iar punctajul obținut a fost conform anexei 2 care este pus în studiu de vehicul. Da, Bucimului au și accesul la transport și pe mărăș. Și am zis de distanță față de centru. De transport la situatoare Libertății cu Jupiter. Libertății are două state de autobuz și Jupiter. Este tangențiat cu Libertății, atunci punem aceeași măsură la ambele. Ori punem la ambele, ori la toate de la ambele. La Libertății am ținut cont că au și poluare. Deci trec toate mașinile. Eu ziceam doar de stații poluare al punct. Doar de stații, da. Doar de stații de autobuz. Da, da, da. La aia mai poluare, iar poluare. Da, aș mai avea și o întrebare. Am întrebat pe domnul secretar. Cine a stabilit componența comisiei care a analizat aceste elemente, raportat la care... Comisia a fost stabilită prin dispoziția primată din compartimentele de specialitate, urbanism, monitorizare, servicii publice și direcție economică, cei care au cunoștință de acele compartimente și care lucrează cu astfel de date. Și de la direcția economică, care ar fi scopul ca un om de acolo să facă parte din această comisie? Aș vă întreb și eu. Este economic. Nu, cei de la direcția economică și din adică mi se părea că se poate de normal să avem pe cineva de la urbanism, clar că da. Da. Să fie cineva de la monitorizare, probabil. Da, dar ce se întâmplă la direcția economică, atât pe executarea sindică cât și pe control comercial, sunt oameni care lucrează și fac teren și cunosc zonele respective foarte bine. Deci... Da, cu cât mai mult, cu atât. Haideți să votăm proiectul numărul 10, fără amendament care a aplicat. Cine este pentru? Se abține cineva? Pasă. Împotrivă? Trecem la punctul 11, proiect de hotărâre privind subvenționarea de la bugetul local a diferenței de taxă pentru persoanele fizice în vederea acoperirii costului cu serviciile de salubrizare. Inițiator în Eugen Victor Laurențiu primar. Raportarea responsabilitatea autorităților deliberative și executive privind asigurarea serviciilor de salubrizare a localităților, necesitatea asigurării finanțării serviciului public comunicat de salubrizare prestat în beneficiu întregii comunități, vă propune subvenționarea de la bugetul local a diferenței de taxă pentru persoane fizice în vederea acoperirii costului cu serviciile de salubrizare. Toate aceste măsuri fiind întreprinse în interesul și pe lume comunității locale, în sensul unei definiri aplicate a utilizatorilor casnici și pentru a evita suspendarea prin neplata serviciului de salubrizare cu consecințe negative asupra populației. Față de cele mai sus menționate, conținem că proiectul de hotărâre privind subvenționarea de la bugetul local a diferenței de taxă pentru persoane fizice în vederea acoperirii costului de salubrizare poate fi aprobat în formă prezentă. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil.
dacă sunt discuții cu marginea proiectului. Dacă nu se trece la vot, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? La punctul 12 avem un proiect unde avem două amendamente depuse, unul de către consilierii PSD și unul de către consilierii PNL. O să vreau să facem un amendament de aici. Tot la punctul ăsta? La des. Să citim toate. Citim proiectul, citim și facem. Deci proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale pe anul 2022 în municipiul Onești, inițiator Nichino Victor Laurențiu. Conform codului administrativ, în scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităților administrative teritoriale în pozițiile legii. Cuantumul taxelor locale stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru înființarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționarea acestor servicii. Proiectul de hotărâre include indexarea pe rata inflației 2,6% a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, fiind o obligație legală autorității deliberative. Pentru anul fiscal 2022 se vor acorda în continuare facilitățile fiscale tuturor contribuabililor, persoane fizice și juridice care se încadrează în prevederile legale la același nivel cu anii precedenți. Având în vedere cele expuse, apreciem faptul că proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a unor taxe speciale în municipiul Onești pe anul 2022 îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Acum amendamentul. Amendamentul PSD. Amendamentul PSD, dacă vreți să-l întâmplă. La proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi la punctul 12 astăzi, avem un amendament în forma că se va completa cu articolul 7, care avea următorul cuprins în acord cu principiile fiscalității, respectiv cu predictibilitatea impunerii care asigură stabilirea impozitelor. Pentru o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2022, nu pot interveni modificări de cote de impozitare sau ale cotelor adiționale aplicate, ori introducerea de noi impozite care sunt venituri la bugetul local al municipiului Onești, cu excepția indexării anuale conform prevederilor legale, măsura în care dispozițiile legale nu dispun altfel, celelalte articole ale proiectului de hotărâre menționat, urmând a se renumerota. Iar față de aceste aspecte, vă rog să analizați și să aprobați amendamentul în forma pe care v-am prezentat-o. Acesta este amendamentul grupului de consilieri PSD, care este în legătură cu inițierea proiectului aflat astăzi la ordinea 10, punctul 10 de ordinea de zi, în care alături de domnul primar cumva ajungem să vedem lucrurile în același fel și am convingerea că nu doar grupul consilierilor PSD și domnul primar, întreg executivul are același interes și să supraveghem și să vedem într-un mod pozitiv modul de dezvoltare al orașului. Și așa cum a menționat și domnul primar, ne dorim stabilitate și predictibilitate fiscală pentru investitori. Deci trebuie să vedem lucrurile nu pe un termen scurt, ci pe un termen mediu și lung. Iar aceasta este modul de dezvoltare pe care ne dorim. Încercând să creăm un context prin care să atragem investitori, încercând să atragem investiții, întrucât Oneștiul poate deveni foarte, foarte atractiv ca și prim hub la trecerea dinspre Transilvania spre Moldova. Deci nu vorbim doar în contextul condurării autostrăzii 13, vorbim de o situație care există de sute de ani. Oneștiul este primul punct major în care se ajunge după ce trecem din Ardeal către Moldova.
Știți foarte bine că avem discuții cu dumneavoastră, domnule primar, și urmează să inițiem și proiectul de minimis, proiect la care ați achiesat și ne bucurăm de acest lucru și urmează să găsim o cale să-l facem cât mai oportun pentru comunitate. Vă mulțumesc! De la PNL, dacă vreți să prezentați proiectul. Bănuiesc că prima dată avem discuții pe amendamentul PSD-ului, după care prezentăm amendamentul. Cum doriți? Prezintă amendamentele separat. Bun, discuții pe baza amendamentului. O să vorbesc tot eu, că dacă Nicu Andronaș e avocat, eu sunt avocat. Aici discutăm chestii legate de fiscalitate, de cap industrial. O să fie o treabă, așa, românească, să nu zicem. Mai rămâne în sală sau? Deci vorbește colegul meu, de fapt, despre ceea ce am vorbit eu la proiectul cu zonarea, despre amendamentul nostru la proiectul cu zonarea, numai că dumneavoastră vede dezvoltarea industrială a Oneștiului prin înghețarea nivelului taxelor și impozitelor locale. Păi cum le înghețăm, stimate colegi? Ne uităm pe limitele stabilite de codul fiscal și în afară de persoane fizice, Oneștiul este la limita maximă prevăzută de codul fiscal. Dar poate executivul ăsta săracu anul viitor vrea să scadă taxele și impozitele locale. Poate se întâmplă vreo minune în orașul ăsta și ne permitem să le scădem. Ce facem? Le lăsăm la maxim pentru că așa a vrut PSD-ul? Deci nu se poate. Deci din conținutul amendamentului și stăm și îl citim cât se poate de liniștit și de relaxat. În acord cu principiile fiscalității, respectiv cu predictibilitatea impunerii, să ne înțelegem, predictibilitatea impunerii, care asigură stabilitatea impozitelor pentru o perioadă de 10 ani începând cu anul 2022, nu pot interveni modificări de cote de impozitare sau ale cotelor adiționale aplicate. Deci nu pot interveni modificări ale cotelor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că rămânem la clădiri nerezidențiale persoane fizice. 1,29 și 1,3 este maximul prevăzut de codul fiscal. Nu ne putem duce la 1.3, într-adevăr, dar nici nu putem scădea la 0.2, cât prevede codul fiscal. Clădiri rezidențiale persoane juridice. Limitele prevăzute de cod. 0.8, 0.02 maxima. Maximul e la Onești, în momentul de față, grație administrației din aduc. Clădiri nerezidențiale persoane juridice. 0.2, 1.3, cota aplicată la momentul de față este 0.1,29, adică spre maximul prevăzut de codul fiscal. Unde este stabilitatea și unde este acel hub industrial la care faceți referire? Că nimeni nu vine în Onești cu impozitele astea. Putem să fim cu a 13, cu 2 a 13. Am înțeles, dar de vedere la dumneavoastră, tocmai de cineva, adică aceste extrage dintr-un anumit context, dar această stabilitate asigură în concret investitori că nu se va urca mai sus. Unde să se urce? Că n-are multe astea ce să vă urc. Se poate urca, știți foarte bine. Că se deci poate se poate urca doar cu rata inflației. Și se poate, cum a crescut și anul acesta? Și se poate și scădea. La fel de bine. Păi deci vreți să le scădem? Legislativ se poate scădea. Dacă această amendament sau aceasta nu-și va găsi utilitate, așa cum spuneți dumneavoastră, se poate face o altă proiect de hotărâre și mâine. Păi și care ar mai fi utilitatea să Utilitatea este că s-a discutat despre acest amendament în concret. Asta este ceea ce au nevoie. Adică cum s-a discutat? Adică discutăm acum în Consiliu. Nu în Consiliu, s-a discutat cu potențiali investitori. Aici nu pot să intru la mânun. Care își doresc, ca și investitorii actuali își doresc stabilitate. Adică își doresc garanția, vor să aibă garanția că nu vor urca mai sus. Garanția. Inclusiv investitorii își doresc să se păstreze cote maxime, exact. Cotele actuale. Adică maxime. Dar nu poate să treacă și pe, de exemplu? Am trecut de proiectul cu zonarea. Suntem la proiectul cu impozitele și impozitele. Doamna consilieră, da. Aceste impozite nu se stabilesc doar din cote și din cote adiționale. Iar cotele adiționale pot crește. De acolo se poate jongla. Noi acum stabilizăm și cotele adiționale care contribuie la stabilirea acestor taxe. Domnul director poate ne poate lumina mai bine, dacă nu greșesc, să mă corecteze dacă greșesc. Sigur, informația e corectă, e articolul 489. Așa. Dați detalii.
Să vă citesc ca în sensul ăsta sau... Cotele adiționale maxime, conform aliniatului 1, nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. Și nu puteam să facem referire doar la cotele adiționale și să ne dăm posibilitatea ca anii următori să putem scădea impozitele, pentru că raportat la cotele pe care le avem privind taxele și impozitele locale, lăsând la o parte cotele adiționale, noi le putem duce în jos, că în sus nu mai avem cum să ne ducem la persoane fizice. Haideți să începem să ne contrazicem, iar vorbim de modificare de stabilitatea impozitelor și acum zicem, haideți să le luăm numai pe una și nu pe cealaltă. Care vă convine dumneavoastră să o plafonăm, care nu vă convine să o lăsăm la liber? Încă o dată spun, toată lumea își dorește un oraș frumos, cu infrastructură bună, cu spații verzi frumos amenajate, acum dăm un penibil. S-a de să eliminăm toate taxele și asta este. Dar nu era ideea asta. Adică dacă asigurăm un climat stabil mediului de afaceri, haideți să asigurăm un climat stabil și primăriei să-și poată face niște planuri pe termen lung și așa sunt o mulțime de probleme anul viitor legate de prețul la energie electrică și gaze. Dar le știm pe toate care sunt, le știți și noi ne-am făcut foarte bine calculele, am luat în calcul ce se va întâmpla anul viitor, am avut nenumărate, de cel puțin două luni de când am început să ia razna prețuri de pe utilități, am discuții aproape zilnic cu conducerea direcției economice, ne-am făcut calculele foarte bine să putem să ne onorăm toate promisiunile față de locuitorii Oneștiului și să aducem Onești acolo unde trebuie. Dacă asigurăm un climat stabil, încă o dată, dacă asigurăm, vrem să asigurăm un climat stabil pe care și-l doresc oamenii de afaceri din atât din zona industrială cât și din interiorul orașului, să asigurăm totuși și confortul oneștenilor. Cam asta ar fi. Acum discutăm în continuare tot votul sub ala... Dar e vorba de votul în care fiecare vede lucrurile și de viziunea fiecăruia. Că până la urmă, urmei nu suntem aici ca să ne... Credeți-mă că am făcut foarte bine calculele și dacă în urmă cu... prin luna septembrie mulți cărcotași vorbeau despre faptul că probabil primăria nu va avea cu ce să plătească în octombrie salarii de angajaților din primărie și ai societății de pe fel, iată că la momentul ăsta dăm și credite, onorăm și salariile și vom termina și cu excedent bugetar. Acum să nu spuneți că excedentul bugetar trebuia terminat sau cheltuit, pentru că și acolo sunt foarte bine calculați și stabilite planuri clare ce facem cu banii anul viitor. Eu vă mulțumesc și eu nu zic continuăm discuțiile, dar acesta este punctul meu de vedere, iar amendamentul propus de colegii PSD mi se pare unul onorabil și de bun augur pentru mediul de afaceri. Da, ok. Părerea dumneavoastră. Mulțumesc. Atunci să trecem la vot. Cine este pentru? Stați un pic. Domnul Cipreșul, amendament. Dar în afară de asta, dacă votăm amendamentul acesta, cel de la PNL, nu mai avem cum să discutăm. Dar votăm și pe lor. Păi, nu. Nu putem, bă, nu mai... Deci dacă îl votăm, ori le discutăm și le votăm după aceea, că nu, dacă îl votăm pe ăsta, ce la acela nu mai poate fi. Nu are legătură, deci discutăm, acest amendament prevede o, al PSD-ului, prevede o îngățare pe o perioadă de 10 ani. Și el a luat 100 de ani. Dar hotărârea nu este aprobată, este un amendament la hotărâre. În final, hotărârea va fi inclus, dacă va fi votat, atât amendamentul PSD-ului, cât și amendamentul PNL-ului. Din acest moment, se vor îngheța taxele după ce se aprobă și amendamentul PNL-ului. Mulțumesc. Deci votăm amendamentul PSD-ului. Să votăm și am prezentat. Se votează. Da, cine este pentru amendamentul PSD-ului? Împotrivă? Se abține cineva? Amendamentul PSD-ului. PNL-ul a prezentat amendamentul. Da. Anexa 1, articolul 132, va avea următorul conținut pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice. Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 1,04 asupra valorii impozate la clădiri. În acest moment, impozitul este 1,29,
deci viitorul stabilește o marjă între 0,3 și 1,3. Noi suntem aproape cu masă. O scădere de 20%, în jur de 20%. Da, această scădere implică și o diminuare a bugetului de aproximativ 3 milioane. Poate nu-i spuneți și de unde tăiem acești bani, probabil v-ați făcut foarte bine calculele. Ce aveți în vedere a renunța în viitor la ce? Creșterea investițiilor. Nu, la ce aveți în vedere a renunța dintre investițiile care ne-am propus să le facem anul viitor? Investițiile în mediul privat înseamnă generarea de noi locuri de muncă. Locuri de muncă înseamnă impozit pe salariul care se generează la bugetul local. E o logică Până la creșterea investițiilor despre care vorbiți, de la 1 ianuarie noi suntem în fața faptului împlinit 3 milioane mai puțin la bugetul local. Da, ține bun. Erau 6 dacă nu veneau banii de burse, domnul primar. Cum? Erau 6 dacă nu veneau banii de burse. Vreți să reluăm discuția de burse? Felicitați în continuare PSD-ul că văd că vă place. A fost o... Mai descrețim funcțiile. Este punctul de vedere al grupului liberal. Încă o dată spun, dacă aveți în vedere, tăiem din asfaltări, tăiem din... Ce se întâmplă? E vorba de o... Din salarii, mai dăm niște oameni afară. Este o chestiune de normalitate, adică suntem la minimul prevăzut de codul fiscal pentru persoanele juridice, ceea ce este foarte bine. Nu zic că nu. Și suntem la maximul prevăzut de codul fiscal pentru persoanele juridice. Adică este efectiv supărător și greu de suportat pentru un comerciant. Și știți ce înseamnă să fii comerciant? Doamna consilieră, a fost și mandatul trecut când s-au stabilit taxele. Nu am văzut legată de niciun stâlp în fața primăriei. Nici nu am să mă leg niciodată de niciun stâlp în fața primăriei, dar am pretenții de la dumneavoastră în calitate de antreprenor. Și de antreprenor de succes, să înțelegeți și sunt convinsă că înțelegeți, indiferent de ceea ce se întâmplă în Consiliul Local. Pentru că am învățat să vă cunosc și știu că spatele armurii pe care o lăsat să se vadă în ședințele de Consiliu, în spate există un om care înțelege extraordinar de bine, inclusiv ceea ce spun eu la momentul de față, și care probabil că și-ar dori să facă acest lucru, dar își face niște calcule cât se poate de precise și vrea să susțină în continuare lucrurile fără să pună în pericol instituția primăriei și funcționarea normală a acestui oraș. Însă există și o chestie care are legătură cu viziunea unui primar care își dorește să facă această treabă și să schimbe un piculeț nivelul de trai în oraș și modul în care merg lucrurile, prin încurajarea mediului economic. Eu nu veți face la această ședință de Consiliu Local, înțeleg. Mergem pe varianta socialistă, cu impozite mici la persoanele fizice. Nu am de gând să fac acest lucru pentru că nu sunt de acord. Anul trecut ați avut o viziune de felul ăsta, să mai creștem puțin la persoane fizice și să Nu, nici anul trecut n-a fost așa. Anul trecut am înțeles fiecare dintre noi lucrurile într-o altă manieră. Dar eu sunt convinsă că într-un an de zile, doi, poate la 2000, când vom vota taxele și impozitele pentru 2023, pentru 2024, veți îmbrățișa, poate, această tendință de scădere a taxelor și impozitelor pe care le vor plăti persoanele juridice în acest oraș. Pentru că eu cred că în viitorul apropiat, Onești, va avea atât de mulți bani la bugetul local încât să nu mai fie nevoie de nimic. Să fie un mare paradis la Onești. Dar dacă îmi permite să completez, parte de bonificații cu plată anticipată a acestor taxe impozite a fost o luptă a PNL-ului de mulți ani în Consiliul Local și tot timpul ni s-a spus că această bonificație va afecta bugetul local. Poate 6, 7, 8, 10 ani, nu știu cum. Dar tot timpul noi am mers pe această bonificație și am sprijinit bonificația. Până la urmă s-a împlinit. Exact ce spune și colega mea. Poate în 2-3 ani veți îmbrățișa această tendință. 10% primesc toți care își plătesc până la 31 mai. Stai clar, da. Este, da. Este un demers al nostru care a continuat foarte mulți ani în Consiliul Local, tot timpul ne-am izbit și din... Adică a fost o bătălie surdă care până la urmă a fost auzită. S-a impus până la urmă această normalitate, de fapt, care era legiferată și de codul fiscal, nu ce era în acest. Da, de este o normalitate până ceea ce se întâmplă azi prin această plafonare a cotelor din impozitare și a cotelor adiacente.
și a zonării. În următorii 10 ani se poate, am votat mai mult. Eu cred că hotărârea se poate modifica la anul când votăm taxele și impozitele locale. Adică despre, este, cum să zic, adică e o chestie de strategie politică pe care o înțelegem, ne amuzăm domnul Cipoie și se amuză și domnul primar. Știm că e mierea pus așa ca să zâmzăie Albina foarte bine și să fie fericită. Da. Vine ploaia imediat și o scutură, nu știu cum să zic. Dacă ne pregătim de anticipat în maniera asta... Atunci haideți să discutăm un pic rapid. Mai sunt 2 ani jumătate, 2 ani până la finalul de mandat. Asta înseamnă un minus de 6 milioane de lei pe buget. De unde punem? Păi 3 milioane luăm de la bursă, că i-a avea... Ok, anul ăsta luăm 3 milioane de la bursă și ceilalți 3 milioane? Anul următor. De unde? Păi se găsește în modul în care își face strategia. Vezi, eu sunt economist, sunt și administrat și am următoarea problemă. Mă trezesc în luna ianuarie cu minus 3 milioane, da, pe care nu-i mai am, și trebuie să iau de undeva, dar nu știu de unde. Nu, aici e o greșeală cu cei 3 milioane. Dar am luat în calcul cei 3 milioane de la burse când am stabilit taxele. Mai înainte vă spuneam că cel puțin 7 milioane pierdem doar la utilități. Ne împovărează bugetul. Am luat în calcul și cei 3 milioane. Probabil adică să înțeleg că dacă n-am fi avut cei 3 milioane de la guvern, taxele ar fi fost mai mari pe unde s-ar mai fi putut. Nu știu, era o altă gândire. Întrebarea mea următoare, dacă vor crește salariile în sistemul public, care administrează primăria, ce vom face cu taxele și impozitele învățate în 10 ani? Vom crește peste 2-3 ani la un grad, peste 4-5 ani la un grad, nu cumva limităm la această creștere a salariilor? Și cheltuiala utilitatea și ele vor crește, cu siguranță vor crește. Dar nu dacă noi vom... În momentul în care cresc salariile și cotele de falcate ne cresc. Sunt raportate și la salarii, cotele de falcate. Vor veni cote de falcate mai mari, pentru că bine știe, oricare dintre dumneavoastră știe că bugetul primăriei este jumătate din banii de la bugetul primăriei, vin din cote de falcate și TVA. Automat, dacă vor crește salariile, vor crește veniturile la nivel de onești, va fi totul foarte bine, vor fi și cote de falcate și TVA mai mare. Și mai este și acea acea cotă de care astăzi se apropă de 2,6 inflația, indexarea în fiecare an, e luat în calcul. Noi, cel puțin pe următorii 2-3 ani, ne-am asigurat că nu vor fi. Să nu ne trezim peste 5-6 ani, dacă nu știu că va fi în vigoare această hotărâre cu 10 ani, ne trezim blocați ca primăria să fie, nu știu, să meargă cu mâna întinsă, bara județ, bara guvern, că nu ne ajung banii din cauza acestei plafonări. Schimbă hotărârea sau schimbă hotărârea. Da, se poate schimba și anul viitor. Asta știu și eu. Asta știu și eu. Hai să depășim momentul să trecem la votul. Da, să trecem la vot să discutăm. Cu siguranță nu vom ajunge în 10 ani. Să n-a fost amendamentul ăsta. Amendamentul noastră a fost votat. Amendamentul a fost votat. Nu știu ce să mai discute. Citeați cu atenție. Vedeați că în cazul în care legea dispune altfel sau în cazul în care apare indexări sau alte asemenea lucruri, hotărârea poate fi modificată. Deci s-a lăsat o marșă din punctul meu de vedere că se poate de aprecia la privire la această inițiativă. Să votăm amendamentul PNL-ului. Cine este pentru? PNL-ul. Împotrivă? Se abține cineva? Abținere. Da, și abținere. Da. Deci pentru restul abținere. Acum, domnul Cipoie, ștudeți un amendament? Da, la regulamentul privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici și municipiului. Articolul 17, numărul 1, aș vrea să spun așa, taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici se datorează și se achită lunar până la data de 25 inclusiv pentru luna anterioară. Acum termenul este de 15 ale lunii. Aș dori să-l mutăm pe 25, chiar în sprijinul agenților economici, deoarece toate taxele către statul român se plătesc până pe data de 25 inclusiv. În perioada asta, neplata lor înseamnă penalități. Nu trebuie să fie mai așa. Mulțumesc.
discuții pe marginea amendamentului, domnul Cintreș. O să am rugămintea, o să avem nevoie de punctul de vedere al compartimentului de specialitate, așa prevede regulamentul. Domnule director, vă rog. Da, la dumneavoastră? Din astăzi. Da, bine, ce doamne, că ați plecat din oficiu, că avem... Se înțelege, se înțelege. Este în regulă, pentru că data scadenței facturii este ulterioară termenului lunar propus de domnul consilier Cintreș. Și ne încadrăm, nu ne deranjează cu nimic. Chiar oportun, amendament. Atunci, haideți să vădăm cine este pe altul. Împotrivă? Se abține cineva? A trecut amendament. Să votăm proiectul cu cele două amendamente incluse. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci la punctul 13, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 102 din 19.04.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local și aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorul Liviu Victor Laurențiu Primar. Deci este stată și oportunitatea modificării calității postelor referente funcțiilor contractuale este rezultat analizei și a proiectării manageriale a conducătorilor contractuale care se miște revizuirea și modificarea calității postelor cu scopul de a asigura aducerea în primire a activităților specifice. Ținând seama de referatele de necesitate comunicate de direcția bază sportivă și convocativ, pe care se sfârșește transformarea unui post vacant precum și mutarea dintr-o altă structură a unitarea care se exerce funcția de casier, propunem spre aprobare proiectul de către de formă prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 14. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii. Consiliul Local numărul 105 din 19.04.2021 cu modificările și complementările ulterioare privind asocierea municipiului Onești cu SC Delegați Grid S.A. în vederea executării obiectivului, extinderea rețelei, distribuției și a energiei electrice în vederea alimentării de energie electrică a locuințelor din municipiul Onești, strada industriilor numărul 3, loc 5, județul Bacău, și aprobarea contractului de cofinanțare și a indicatorilor tehnico-economici pentru executarea obiectivului de investiții. Inițiatorul de director la Valențiu Primar. Prin adresa amenitată de SC Delegați Grid, ne aduce la cunoștință că în urma de revoluție procedurii de achiziție, extindere rețelei distribuției energiei electrică pe raza municipiului, sunt necesare cofinanțării lucrărilor de extindere rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării de energie electrică al clienților din municipiul Onești, la industriilor numărul 35, din partea UAT Onești este de 168.696.100 lei, valoarea totală a lucrărilor fiind de 283.523.087 lei. Pentru asigurarea unor condiții optime de trai pentru locuitorii municipiului Onești, în accesarea accesului la activitățile publice, se solicită modificarea HCM 273.2021 privind asocierea municipiului Onești cu SC Delegați Grid în vederea executării obiectivului extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice în vederea alimentării de energie electrică a locuințelor de municipiul Onești la rețelea numărul 35. Și aprobarea contractului de cofinanțare și a valorilor transmise către SC Delegați Grid în adresa înaintată. Față de cele prezentate, se pune în stănază și aprobare proiectului în forma prezentată.
Raportul de specialitate a fost prezentat, avizat de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Avem punctul 15, probleme de interes local, care o să-l lăsăm la final. Trecem la punctul 16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de valoare pentru un bun imobil, teren, aflat în proprietatea privată a municipiului Gănuț, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acesteia. Inițiator Medina Victor Laurențiu Primar. Prin hotărârea Consiliului Local anterioare au fost atestate la domeniul public sau privat al municipiului, în mod de problemă și construcție. Acestea au fost înregistrate în evidența contabilă cu valoarea zero. Pentru a stabili o valoare justă a acestora, s-a întocmit raportul de evaluare de către un expert evaluator autorizat membru al NIVAR. Se pune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea proiectului de evaluare, raportului de evaluare pentru un bun imobil teren aflat în proprietatea privată a municipiului, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative acesteia. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Punctul 17. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită a unui imobil teren situat în municipiul Onești, strada George Bacovia, numărul 22, județul Bacov, către Episcopia Romano-Catolică Iași. Inițiator Neghină Victor Valențiu Timon. Obiectul prezentului proiect de hotărâre consiste în aprobarea darii folosință gratuită a unui imobil teren în suprafață de 9.947 metri pătrați, situat în municipiul Onești, strada George Bacovia, numărul 22, județul Bacov, închis în partea funciară 6.068.303 către Episcopia Romano-Catolică Iași, ca urmare a solicitării venite din partea acestora. Solicitarea vine din dorința de a putea organiza în condiții activitățile cu caracter religios, cultural, educativ și de încarcerare a persoanelor de mărea și activități desfășurate de Biserica Romano-Catolică indicată pe acest teren. Având în vedere cele prezentate, se pune spre aprobare proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Punctul 18. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare al unui bun imobil aparținând domeniului public al municipiului Onești, în vederea actualizării informațiilor cadastrale. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu Timon. Imobilul teren situat în strada Cireșei, numărul 2, suprafață de 3.049 metri pătrați, a fost inclus în domeniul public al municipiului Onești, în vederea Consiliului Local numărul 171/2017, pentru completarea și modificarea imediatului drumurilor ce acoperă domeniul public al localității. În urma măsurătorilor efectuate de către SECE, topo geodezic SRL, s-a constatat că suprafața reală măsurată a terenului este de 1912 metri. Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului, conform prevederilor legale în vigoare, a fost necesară întocmirea unei documentații de actualizare a datei imobilului. La urmare a celor prezentate, propuneți pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? La punctul 19 avem proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești pentru anul 2021. Inițiator Neghină Victor Laurențiu Timon. Urmarea analizei execuției bugetare se constată depășirea de venituri la anumite capitole bugetare și totodată se constată faptul că anumite capitole bugetare sunt neprevăzute în bugetul inițial, se duc bugetele de desfășurare a activității de termen pe întreg parcursul anului bugetar, pentru care propunem suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli ca sumă rezultată din depășirea de venituri, precum și registrului de asemenea prin efectuarea de venituri
de la capitolul bugetare, unde sumele au fost utilizate în toate capitolele și de la capitolele unde sumele sunt insuficiente. Toate cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe bază a proiectului? O singură precizare și la acest proiect va fi avizat și contrasemnat de către colegul meu director al Direcției Juridice de Chiria Chiriță. Bun, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Punctul 20. Proiect de hotărâre privind amânarea parțială anticipată a unui număr de 12 rate în valoare de 391.782 euro din creditul contractat la Unicredit Bank de către municipiul Orneș, precum și acordarea unei perioade de grație pentru 12 rate de credit în perioada ianuarie-decembrie 2022. Inițiatorul Mihai Victor Laurențiu Primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Ionești pe anul 2021. Aici suntem? Nu, am scuzați. Principalul obiectiv al municipiului Ionești reprezintă utilizarea eficientă a fondurilor absorbe și realizarea de investiții de interes local care vor conduce la creșterea calității vieții locuitorilor. Analizând veniturile bugetului local, s-a constatat că în anul 2021 s-a realizat un grad ridicat de colectare a veniturilor proprii. Reducerea costurilor cu dobânzile, scadența presiunii asupra bugetului din anii următori, precum și folosirea eficientă a fondurilor publice, reprezintă prioritate pentru municipalitate. Deoarece, în urma analizei efectuate, s-a constatat că există resurse financiare disponibile, propunem rambursarea anticipată parțială a unui număr de 12 rate în valoare de 391.782 euro, aproximativ 1.962.827.82 lei, calculat la un curs de 501 lei. Din creditul rămas din anticipatele, depând astfel datoria publică a municipiului Ionești. Facem precizarea că suma se poate modifica în funcție de cursul valutar de la data atenție. Ca să zicele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează comisia numărul 1. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu s-a mai o întrebare. Vă rog, domnul primar, este din celebrul credit termon, la pe 20 de ani, nu? 2006. Cine este pentru? O întrebare, proiectul, care este scopul proiectului, ca să scăpăm mai repede credit sau să... Ne-am putut permite să-i dăm în avans și reducem niște dobânzi. Și să înțeleg fără comision de rambursare, nu? Comision de rambursare și nu mai plătim, se diminuează dobânda. Aici am fi putut da chiar pe toți, adică noi terminam din punctul meu de vedere, în urma discuțiilor purtate cu direcția economică, ne-am fi putut permite să-l dăm pe tot. Doar că anul viitor este un an cu foarte multe proiecte, chiar acum am primit o înștiințare de la Raja, pentru anul viitor trebuie să avem 2.200.000 doar pentru cofinanțarea proiectului de investiții la nivel local. Ne-am făcut capurile foarte bine și am constatat că putem să dăm acești 2.000.000 și să facem niște economii din dobânzi. Care e cuantumul economiei care o face la bugetul local, dacă ne poate spune? Foarte mare nu este, dar nici nu ne afectează cu nimic darea acestor bani la masă. Dar se va face cu siguranță, se va face economie. Oricât ar fi economia, este binevenită. 20 miliarde dați în avans, au niște dobânzi. Implică niște dobânzi. Ar fi economie la bugetul local. Da, în fine, mi se pare, cum să zic, cel puțin ciudat, pentru că, eu știu că atunci când se rambursează, chiar și parția un anumit credit, se rambursează cu dobânzi inclusiv. Adică, Nu știu cum a fost, că vin vorba de unicredit, am rezerve foarte mari. Dar o dobândă de 2% înseamnă economie de 40%. Am pus 2% la... Este foarte mare economia, dar orice economie, dacă ne-am putut permite, e binevenită. Orice leu... Da, dacă primăria își permite și nu vine cu...
impactează asupra... Acum vreo 2 ani erați puși în fața faptului să luați credit. La momentul ăsta dăm din credite. Nu-i bine nici că dăm credite. Nu, doamne, n-am zis că nu-i bine. N-ați văzut votul încă. Haideți să votăm cine este pentru. Se abține cineva împotrivă? La punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului bugetar 2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Onești, inițiator de bună Victor Laurențiu, primar. În anul 2021 au fost alocate sume de la bugetul de stat, precum și de la bugetul local, având ca destinație acordarea de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Onești. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. În situația aprobării actului administrativ în forma propusă, în conformitate cu prevederile legale, precum și a documentelor orientate care au stat la baza adreselor unităților de învățământ în care nu se comunică necesarul de burse pentru anul 2021, Direcția Economică-Financiară va pune la dispoziție fondurile cu această destinație, având ca sursă de finanțare atât bugetul de stat și bugetul local. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați și decideți în conștiință. Și aici fac precizarea că acest drept va fi avizat și contrasemnat de să facă mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizat de Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 3. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Cred că și aici poate lăsăm 2 minute înainte de proiect, să vedem cine votează și cine nu, ca să, dat fiind faptul că acum nu mai luăm banii din bugetul local și banii din direct de la București, să nu ne punem în situația unui conflict de interese. Situația e mai delicată, pentru că eu mă așteptam să ridicați această problemă la buget. Eu m-am abținut la buget în condițiile în care, de fapt, am înțeles la domnul director, sunt conțin și banii pentru burse. Și sunt și de la bugetul local, nu? Sunt de la bugetul de stat banii care au venit, plus o completare de la bugetul local. Pentru diferența, pentru a acoperi toată marja aceea de la bursele de merit, în special 550. Acum, nu știu, măsura în care ați votat alocarea banilor... Da, mă așteptam să ziceți dumneavoastră ceva sau domnul primar. Dacă nu s-a abținut domnul secretar, de asta s-a abținut. Nu, 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 a zis că poartă discuții din ceea ce am discutat eu cu dumneavoastră. Îi rămăsese să vorbească cu dumneavoastră și să stabilim o manieră de comunicare pe aceste proiecte. Am discutat cu dumneavoastră înainte de ședință, am văzut că n-a zis nimic. Da. În fine, nu contează. Mergem mai departe. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, să votăm. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cum s-a votat acolo? Eu n-am votat. Trebuia să anunț înainte că mă abțin de la vot. Da. Adică vreau să dau celor de la ANI să le dau calea pe jumătate, nu să le dau toate. Ok, da. Trecem la punctul 15 diverse. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Un minut să terminăm ședința într-o notă mai pozitivă și distractivă, să ne mai despățim funcțiile. O fac o mărturisire. În momentul când la București, după rupte securare, se conjura un guvern PSD-PNR-UDMR, nu am putut să dorm o două, trei note, gândindu-mă că vom pierde majoritatea în Consiliul Local. Cât de greu de va fi să primarul să ne îndeplinim obiectivele. Dar văzând ce se întâmplă la București contra executiv și legislativ, vă mărturisesc că sunt foarte bine, bineînțeles, cu ajutorul dumneavoastră. Să fie problemă legată de ce se întâmplă la București.